frății mei, frățiorii mei, cu voi este Dănuț Salvosu, după cum bine știți. De-abia m-am trezit, beau și o cafeluță pe mașinuță. Da, asta e semnul, am pus eu așa, care mai merge soția cu Opel, e începătoare. Bun. Asta dacă vă întrebați ce cu semnul ăla. Iar astăzi vreau cu voi să schimbăm la Opel, că s-a spart burduf de la motor de aici, ăla flexibil, racordul ăla flexibil s-a spart. Așa, așa, deci ăsta flexibil s-a spart. Eu ce am făcut? Să nu mai schimb doar ăla, că am și intermediala exfoliată, nu-i spartă. Am zis să schimb toată odată și pa la revedere, că mă costa o grăță bani și coliere și venea țeava asta cu burtuf, după aia colier, iar intermediară, colier, iar colier și la finală, jale. Am luat dintr-o bucată, frații mei, o punem și aia e. Hai să vă arăt cum arată și o să-i dăm drumul pe montaj. Despre asta e vorba, că se vede încolo așa, să nu o mai scot și burduful ăsta, ca să înțelegeți voi, ăsta, da, s-a rupt și pe acolo răsuflu și am luat toată asta cu totul, da, aici vine sonda lambda aia sau cum naiba se numește, că fratele vostru știți că nu prea le are cu astea, asta e suportul și la mine asta, vedeți, asta e oama exfoliată, dar nu e așa mică ca asta, e mai mare asta care e oama original și am luat-o cu totul, pentru că gâtul ăsta, da, ca să vă explic, deci ăla dacă luam, luam cu țeava asta până pe aici și aici trebuia colier, da? Și după aia luam și asta iar în partea cealaltă alt colier, mă înțelegeți ce zic? Și am luat-o până în cap, în coa, vedeți, până acolo. De acolo am finala, care și aia e nouă, de-abia 2 ani, cred că are, de când am luat-o. Și asta e, o schimbăm pe toată, din cap în cap și știm o treabă. Nu știu cum se va auzi și cu asta, că asta pare a fi sport așa mică. Eu pe mașină o am cam mare. Nu știu, dacă se aude un zgomot așa frumos, e ok. Să nu se audă ciudat. Și cam asta e. O să o scoatem pe aia vechi, o să o arăt cum, când o scoat eu. Și să vedem cum o punem pe asta. Da, frații mei, e nașpa treaba, se rup și ruburile. Am dat să-l desfac și se rupe. Va trebui să dăm găuri, să punem șuruburi cu piulițe. Hai că e de muncă. Uitați ce ruginit e. E cum să mai se desfac asta? E de când e mașina, vă dați eu. Hai la treabă. Hai că se pare că unul funcționează, cred. Ia să vedem. Da, ăsta a ieșit. Deci a rămas. A rămas și filetul, o să punem așurub, curățăm bine. Vedem și al treilea, că asta de aici s-a rupt. Așa, fratele, cum dăm pasta jos? Vedeți că asta arată bine. Să dăm din colier de acolo. Am scos colierul și acum s-o scot de acolo. Dar trebuie să dau asta jos. Și s-o scotem. Despre asta era vorba, că asta vedeți, e ca nou. De-abia am dat-o jos. Deci e ok asta, mai departe. Gata, frații mei. Am scos monstru. Ce mă închinui să mă duce. Ia uitați-l cum e aici. Să stau așa. Vedeți, e rupt tot. Și aici e rupt asta din de aici.
dus, îți dau seama. Aici se, nu știu dacă... Ia dacă se vede. Vezi că s-a exfoliat? Nu, mai trebuia schimbat. Asta trebuie să o dau jos ușor. Să reușesc, sper să reușesc. Și asta, ia uitați cum era. Ia, cred că dacă îi dădeam asta jos, cred că mai merge. Ce vorbești? Trebuia schimbată, frații mei. Are și ea. Din 2002 până acum, e ceva. Păi da. Bun, hai să o punem pe aia la altă. Băi, norocul meu că am putut să scot asta. Mai greu, de-am dat cu dilonta aici mult, cât un pic, cât un pic, cât un pic și a ieșit. Că n-aveam de să cumpărați așa ceva, dar am scos-o. E bine. Bun, fraților, la asta l-am tăiat la față și acum dăm gaură. Dăm gaură cu mașina ca să putem să băgăm așurul cu pioliță. E mai greu, dar... Că a intrat ceva, dar mai, după aia dăm cu mai mare și mai mare. Asta primul, asta doiul și asta lante mai subțire. Vai, dar greu e, trebuie să te împingi tare mașina asta. Hai că mai e puțin. Hai să mai vă țin, sau hai, lasă-și. Lasă-și că o să dau pe repede înainte, dacă e, sau eu știu. Ne vedem după aia. Gata cu prima. Dăm cu ăsta mai mare acum. Cred că nu e bun asta. Gata, fraților. Aia e. Nu v-am mai ținut și pe voi cu mine, că a durat ceva timp. Bun, fraților,
acum o băgăm pe cea nouă. Prima oară la jumate, da? În suporturile astea, da? Băgăm primul suport, după aia și al doilea aici. După aia, în față, cu șuruburi, doar le prindem, nu le strângem. Și ultima oară băgăm finala cu toate colierele ce mai avem noi acolo și le strângem de-a gata. După aia începem iar în față aici să strângem toate și aia a fost. Vedeți, fratelo, de acolo vine băgat așa, am băgat și aici cu colierul prins tot, hăț și în clămele astea, totul de gata. Au, ce frumos se vede. Mai am în față să strâng și am terminat. Îi dăm ok să vedem dacă se aude tare sau încet. E bine că am căutat o piuliță și aveam acasă o groază, că nu reușeam să termin. Mai trebuia o piuliță și nu aveam cum să fac. Uitați cum am făcut aici. Am băgat un șurub pe aici și cu piuliță. Bang! Și l-am strâns. Deci dacă vi se rupe, dați gaura și băga șurub, bang, cu piuliță. Pe aici n-am putut să-l bag așa și a trebuit să-l bag invers. Am pus piulița acolo, am pus și acolo piulița, am dat un pic de vaselină ca să fie bine acolo. Ne-am dus cu burtuful așa, da? Până în cap și cam asta a fost lucrarea pe ziua de azi. O să o las după cricul jos. Când faceți lucrul ăsta și o săltați, aveți mare grijă să vă asigurați foarte bine să băgați chiar și pietroaie sub tia, orice, să nu cadă pe voi, că nu e bine. O să o pornim și facem încheierea vlogului. Bun, frații mei, se dau ok așa cu voi, să vedem cum se aude. Aici iese aerul. Nici nu se mai aude. Ce silențioasă e. Da, frate, da. Nimeni nu se mai aude. Cu zgomotul ăla care s-auzea de tobă spart. Are așa o tentă de sport. La cum au pe spate aici. A? Dar asta e. Înăuntru nu se mai aude nimic. Mamă, ce silențios, m-am obișnuit cu zgomotul ăla de popcorn. Când o acceleram așa, făcea pum 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 pum, știi? Acum accelerez. Se aude normal, normal. Să pe tare, frații mei. Da. Gata, s-a rezolvat și copilul. Frații mei, cer de la voi și mă ajută mult de tot și vă rog frumos să-mi dați și mie un subscribe. Nu știu, like-uri, comentarii dacă vreți bine, dacă nu, vreau subscribe, abonare înseamnă. Dar scrie acolo subscribe, dă pe el, deci pe clompoțel, bifează sus. Când postez eu să îți apară. Și până data viitoare, Dănuț a fost cu voi.
Dacă aveți întrebări, ca de obicei, întrebați-mă și eu vă răspund îndată și vă ajut, nu e nicio problemă. Și ne vedem în următorul clip. Stați geană că mai vine un clip cu vopsit de țevi, la muncă, cu aia, să vedeți jale ce am făcut acolo. Stați geană pe canalul meu, să aveți o sâmbătă, cred că astăzi pun, că azi e sâmbătă, de seară s-ar putea să-l pun pe clip, să aveți o sâmbătă și o duminică, sau mai bine zis un weekend plăcut, cu sănătate, să ne vedem cu toții sănătoși. Vă pup și numai bine. Ciao!